Eugen Tomac, lider PMP, după ce PSD a anunțat ce i-a luat toată organizația de tineret, a plecat un singur om. Partidul Social Democrat a anunțat ce toată conducerea centrală a organizației Tineretului Partidului Mi subliniere Carea Popular sublinierei marea majoritate a membrilor acestei filiale s-au alturat PSD. Însă, președintele executiv al Micerii Populare, Eugen Tomac, spune ce socialdemocrații au transferat un singur om din PMP. Cum e să fii tânrei să te bucuri ce ai ajuns într-un partid condus de DEA? Credeam ce doar oile au pris la acest tip de afacere politic, dar se pare ce unii cârlani au lipici la DEA. Una peste alta, e fake news. De la PMP a plecat un om care a decis ce e mai bine să stea în poze lângă DEA, în PSD. Tinerii notri au congres pe 2 iunie, acolo vei vedea cei mai valoroi tineri din politic, pe cei care cred în PMP, a transmis Eugen Tomac. Ulterior, Tomac are emis un comunicat de presă în care afirm ce PSD traversează o mare criză dacă a ajuns să produc subliniere tiri false cu privire la tinerii din PMP. Subliniere îi precizează ce un singur tânăr a trecut la PSD, subliniere în organizația de tineret a partidului, a subliniere acum anunca ser socialdemocrații. PSD traversează o mare criză dacă a ajuns să produc subliniere tiri false cu privire la tinerii din PMP. Nu organizația PMP a trecut la PSD astăzi, cum a anunțat principalul partid de guvernământ. Un singur tânăr, care de altfel nu mai trecuse de mult timp pe la PMP, a ajuns, în preajma congresului nostru de tineret, se rup poarta către PSD. Tinerii noi subliniere triau congres pe 2 iunie sublinierei acolo veți vedea cei mai valoroși sublinierei tineri din politic, pe cei care cred în PMP, declară Eugen Tomac, într-un comunicat dat publicit miercuri.